Este lamentabil decât mine. Cât va rezista cineva care va veni la putere din cei care au mai fost într-o formă sau alta? Îl apucă Paștele cu scadențele astea teribile, cu mișcările sociale care se arată la orizont? Nu-l apucă Paștele. Răzvan, tot ce se întâmplă prelungește agonia acestei țări. Ce se întâmplă cu aceste sondaje de calibrare care schimbă cumva atitudinea unora dintre candidați? Pentru că ori se văd avantajați, ori dezavantajați, ori că își schimbă locul și au dintr-o dată un alt comportament. Da, eu sper că, în primul rând, în cadrul staffelor electorale sunt oameni.